scufundat. Stai puțin, stai că vorbim, stai că l-avem pe Ioan Andone și vreau să-l țin mult că... Da, l-am seara. Salut. Care e opinia? De fapt, uite, care e opinia ta? Doamne, Ilie zice așa, Kopić care a făcut nu știu ce, că el a reușit să salveze echipa. Bun, eu zic că trebuie să existe un balans. Doamne, Kopić care într-adevăr a dat speranță, după care a avut nu știu meciuri pe care echipa le-a pierdut sau nu le-a câștigat când trebuia să le câștige. După minutul 90, asta nu se poate fi întâmplare, atâtea meciuri. A spus-o și Ionuț Lupescu. E o problemă la antrenor deja. Hai un meci, două, trei. Fiecare are părerea lui. Ok, trebuie să-l auzim pe al lui. Și după aia a adus-o să o salveze printr-un concurs de împrejurări. Sigur, s-au așteptat și ei, dar dacă nu se întâmplă... Păi nu, dacă nu era de ajuns. Nu era de ajuns. Dacă nu se întâmplau alte rezultate, putea să bată UTA. A fost egalat la Cluj în ultimul minut. Iar, nu? Da, 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 o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci ori, pe n-ai o problemă? Ia zi, Andor. Acum văd că e disputa asta, acum Păi nu, da, ca să înțelegem, pentru că pe mine mă importa, mergi cu omul ăsta, nu mergi cu omul ăsta. Da. Deci, în privința lui Kopić, el a arătat că are ceva experiență ca antrenor, a venit într-o situație de acord. Dificilă, dar dacă Ovidiu Burcă avea lotul ăsta și bugetul care a fost din iarnă, eu zic că se clasa mai bine decât Kopić. Da. Da, pentru că una a fost bugetul pe vremea lui Ovidiu Burcă, când a început, după, când a început vara. Și cum aveau drept de transfer, nu mai ține minte, erau blocați. Vezi, le-a făcut în ultima clipă toate transferurile și Ovidiu. Da. Au adus pe cine au apucat, ieșeau pe stradă acolo în Ștefan cel Mare și oricine ai jucători, cine... Chemau pe cine voia să intre. Serios, no, exagerez, dar cam așa. Acum, deci dacă comparăm, că dacă ai buget bun de jucători, ai și jucători buni. Da. Dacă comparăm ce a fost cu Ovidiu Burcă, care bugetul cred că a fost 50-60% din ce a avut Kopić pe mână. Eu cred că a fost mai puțin, dar în fine. Nu, eu cred că au avut undeva la 100 și ceva de mii de euro, spune Ovidiu. Aha. Și Kopić s-a dus până la 200, cred că. Aha. Deci diferența enormă. Adică da. Ce jucători puteai să aduci, ei s-au și grăbit și în iarnă, în opinia mea, au făcut câteva greșeli, dar asta se fac. N-ai timpul. Adică aduci 7 jucători, e super mulțumit dacă mai mult decât jumate îți confirmă. Și joacă titulare. Situația era dezastruoasă la ei. Da, da. Na. Acum, ce ține de antrenor, meciurile alea, și eu am pierdut meciuri în minutul 90, multe, dar niciodată nu mi s-a întâmplat într-un campionat să pierd 5. Sau da, dom'le, i-au pierdut 5 în 6 meciuri, adică... Aici e chestie de antrenor. Zici că ești la Jocurile Olimpice, au avut tir curbat numai... puncte, că vreo 2 sau 3 au fost egaluri, n-au pierdut meciuri. Au pierdut 8 puncte, spun eu. 6 sau 8 puncte. Unde erau cu 6 sau 8 puncte? Au fost egaluri când puteau să fie victorii. Deci nu ai pierdut 2. Au pierdut fie 2, fie 1 punct. Da. Și au câștigat 2 într-un meci că au egalat ei. La final, ține minte? Și au bătut la... Sau au câștigat și au câștigat 2, nu știu. Au câștigat 2. Și au câștigat acasă cu Iașiul. Exact. Dacă nu pui 6, să zicem că 6 puncte erau. Nu pui 6, dacă pui 3 puncte, erau în altă parte. Da. Păi asta e, da, da, adică acolo. Totuși. Adică ție ți se pare că nu ține, ți pare că ține sau nu ține de antrenor? Radu, trebuie să-i spui lui Amzăr să nu facă imprudența aia în ultimul minutul 94, mai e de antrenor asta? Nu știu, dar da, nu. Nu, dacă nu e iei secvențial, nu. Dacă iei suma, da. Interpretezi tu faza, fundașul. Ilie, dacă iei suma, da. Dacă iei una singură, nu. Păi sunt mai multe. Suma, da. Nu știu, Andu, cum zici tu? Patache să-i o dea lui, la, unde a dat la lui... Te-ai cum să zici și tu. La Botoșan. La Botoșan, Patache, a avut un picior în loc să degajeze, trebuie să-l învăț eu pe Patache să-l lovească. Da, Dumnezeu, trebuie să-l înveți, să-i spui ce să facă. Să aibă mecanismul și automatismul să nu facă acest ceva. Nu e chiar așa. Patriche, nu Patriche. Patriche, scuze. Îl văd eu pe Patriche la 36 de ani să-l lovească mingea. Da, domnule, veți orice. Îți mai aduc aminte că Pep... Nu mai țin minte, că era o poveste după un jucător care marcase 2 goluri într-o repriză, l-a scos la pauză. Și ai de ce mă scoți? Da, de ce mă scoți? Ți-ai depășit aria, ți-am spus că e pătratul ăla al tău, tu nu ești din pătratul ăla. La revedere, a ieșit. Nu e același lucru. Ba, același lucru, pentru că asta naște automatism. Asta naște automatism. O decizie tactică. Aici de interpretare, cum o lovești, cum o respingi. Andu, zi-ne părerea ta. Bine. Că noi nu scoatem, nu, la cap. În privința asta, la apărare,
că sunt în minutul 90 sau că sunt în minutul 1, trebuie să aibă aceleași reguli. De acord. Eu te întreb, deci, este și responsabilitatea antrenorului? Bine, păi când sunt repetate, cum au fost 5 meciuri. Asta te întreb, e sau nu e? Dacă sunt nu, aici trebuie ține de pierzi un meci, ai l-acces pe al doilea. Dar deja alealte înseamnă că n-a insistat la analiză și după aia la analiza meciului și după care stai puțin că trece un elicopter, ia uite. Da. Sau poate nu l-au luat în serios, nu știu, că și asta e o chestie, cum te impui. Eu cred că el a făcut analiză, dar nu erau nebuni să nu le spună. Bă, frate, vedeți, dar depinde și cum te impui, cum le zici, ca să le intre în tărtăcuță. Bine, acolo a fost și puțin între străini, că a folosit 9-8 străini tot timpul și români. Aia. Am înțeles că a fost și un puci acolo, nu e... Da, 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 a fost. N-au vrut să iasă unii la antrenament, nu, nu a fost simplu de gestionat situația. Până la urmă, acum nu pot să știu eu să zic rămâne, nu rămâne, eu cred că nu o să rămână el. Tu ce crezi că ar trebui să întâmple? A trebuit să aducă un antrenor român. Un antrenor român, în primul rând. Deci ei trebuiau să aibă două planuri. Retrogradăm în B, ce facem? Rămânem în Liga 1, ce facem? Ei zic că de acum se apucă. Păi dacă se apucă, să nu fie prea târziu. Adică să poți să aduci jucători în care la anul să-ți propui, dacă nu, play-off-ul să fie acolo, 7-8. Asta e părerea mea. Da. Dar păi și dacă se aducea jucători și retrogradau? Dacă și aduceau jucători, dacă și aduceau în iarnă, zici tu. Nu, acum, acum. Pe dacă se aducă, vorbeau cu niște jucători și făceau un precontract. Ce, nu se poate? Sau da, da, se poate face. Păi... Tu trebuie, lăsă, eu zic și că retrogradau, ce se întâmplă? Nici o problemă. Renunțai la ăia. Dom'le, ce jucători români mai avem împrumutat? Ce români sunt liberi? Îți faci o listă, că au și ei scouter la Dinamo, de ce știu eu. Sunt liste, care tu trebuie să-i contactezi pe jucători. Vrei să veniți la Dinamo? Da. Înțelegi? Aici e important să vrea jucătorul să vină. Dom'le, la anul plecăm la un nou proiect. E un nou proiect, e un nou an. Totul pleacă de la antrenor. Rămâne antrenorul. Rămâne sau nu rămâne? Nu știu, că fii atent că și aici e o chestiune. Andrei Niculescu, serios, chiar n-am priceput-o. Andrei Niculescu la telefon era spus că toată lumea e pus în discuție. Am întrebat și Copici, toată lumea a zis. După care la Flash, înțeleg că a zis ceva, că are clauză de prelungire și că avem antrenor. Păi dacă au clauză de prelungire, să se apuce de treabă. Să remanieze lotul și... Câți jucători zici că ar trebui aduși și câți trimiși la plimbări? Eu zic că cel puțin 8-9 jucători din lotul ăsta trebuie să dispară. Și aduși 8-9? Nu sunt de performanță. Nu sunt de... Foarte puțin. Foarte puțin sunt de performanță, adică să termină la jumătatea clasamentului. Foarte puțin. Pentru ei ar fi o evoluție să termină la jumătatea clasamentului. Da. Păi aia trebuie să fie să se gândească să facă o pasă înainte, dar... Da. Nu trebuie să apuce să gândească, hai să facem echipă de play-off. Da, Ando, tu ai văzut meciul de... Tu ai înțeles ce au jucat ieri, care a fost strategia, ce s-a întâmplat? Nu. N-am înțeles nimic, crede-mă. La un moment dat, Doamne, Dumnezeule, te mirai ce e acolo. Teama de rezultat, probabil a avut și o primă mare de salvare, nu poți să știi de ce. Suporterii care pun presiune, sunt o grămadă de lucruri care... Cum au arătat ei ieri de neînțeles. În toată perioada Copici nu au avut meci mai rău ca ieri. Da, asta a spus și politica. E cel mai urât meci din viața mea. Păi. După care au zis, a zis și banii că o fi și lipsă de concentrare, a zis. Trebuie că la meciul ăsta nu te concentrezi. Eu am crezut că n-aud bine. Cum? Aici când joci existența pe prima ligă, când discuție o rușine monumentală, adică după ce ai retrogradat, ai revenit miraculos aproape, iar să retrogradezi, să refaci istoria Rapidului de acum câteva zeci de ani, de exemplu, care era una la parte. Un an în B. Da. Nu, e dificilă situația lor. Dar ce e important, că sponsorii au zis că rămâne, acționarii rămân, au banii, s-a zis, dar totul pleacă să facă ceva de la antrenor. Da, să-l confirme și să-i zic că astea-s listele cu jucători, ce părere ai și tu, cum ai, la ce vrei să renunți, la ce crezi că... E foarte important asta. Să aibă timp el, să aibă tot lotul, 24 de jucători la pregătire din prima zi,
ca să poți să gândească la ceva bun la anul și să nu mai treacă prin emoțiile astea care au fost anul ăsta. Mai am o întrebare la tine, da. Andu, pentru că a apărut o poveste unică. Ara, noi suntem unici oricum, dar câteodată când credem că nimic nu ne poate surprinde, iată că nu e Corvinu care s-a calificat în cupe europene și care și-a luat licență de cupe europene pe societate drept public, cum ar veni, riscă să nu poată să promoveze la anul, pentru că dacă se transformă în societate drept privat, nu mai poate să evolueze în cupele europene. Dacă se rămâne pe drept privat, nu mai poate să promoveze dacă câștigă dreptul ăsta pe teren la anul în Superligă. Bine, au riscat, știau asta dinainte, să știi că se știa înainte. Dar nu era mai bine să zici, doi, nu mergem în Europa, chiar nu avem dimensiune și promovăm. Nu poți să le iei oamenilor ăla din oraș, jucătorilor care au luptat un an între ei. Au fost pe locul 2 în divizia B și asta. Nu au fost să le iei. Păi nu le iei, că cupa le rămâne. Stadionul nu există. O să pățească ca și Chindia. 2-3 ani să se plimbe până să termină, că în două de luni se construiește stadionul, 6 luni în proiectare. Da? Și asta poate să întârzie dacă nu sunt contestați. Era dus o grămadă. Da. Ales decât să mă prim, nu știu, cel mai aproape Sibiu, să zici. Să te duci să mai vezi, bine rămâne un an în Liga a doua, zici. Da, de ce să nu? E ceva ce au făcut acolo extraordinar. No. Eu când am fost întrebat, am fost de acord de ideea asta, că eu fac parte din Consiliul de Administrație. Și am fost întrebat și am zis, mergeți în cupele europene. Că și așa, dacă era stadionul, ziceam, domnule, trebuia să retrageți dosarul. Dacă aveai stadionul, dacă aveai totul pregătit de Liga a doua la anul. Tu n-ai cum. Peste 3 ani poate vei juca pe stadionul ăsta. Da. Da, păcat. Noi am fi vrut să vedem o echipă cum este Corvinu, care unește așa, parcă o energie a unei comunități, care, în fine, are ceva autentic, mi se pare, față de tot felul de alte echipe, mă iertați, care sunt construcții artificiale. Are suporteri acolo. A fost puțină tradiție. Deci tu spui că 2 ani să rămână în B? Păi nu 2 ani. Păi 2 ani rămâne, Radu, dacă la anul n-au drept de promovare. A, da, corect, da. 2 ani. Păi 2 ani de zile. Ha. Când promovează, aproape stadionul gata. Că joci câteva meciuri, e altceva. Am înțeles. E interesant. Păi mai e o condiție, să poată să și promoveze. Exact. Ba, bineînțeles. Exact. La anul e foarte greu. Intrau direct. Craiova, voluntari, Pitești. Arată foarte bine ceea ce vor să facă. Da. Nu poți să știi. Da, așa. Bun, deci stadionul e gata în 2 ani, zici tu 2 ani și ceva, 3 ani, bun, o să vedem. Da. Bine, da, Ando, îți mulțumesc mult. Să fii sănătos, îți dorim sănătate. Mulțumesc.